Bun găsit, dragii mei, la o nouă întâlnire aici pe canalul Dragoș Gavrilă. Sunt dator la câțiva oameni dragi mie și canalului, urmăritori de seama ai canalului, care mi-au trimis niște colete. Să le deschidem. Sunt chiar în mare întârziere. Spre exemplu, aici am un coleg de la domnul Mezeniuc Vasile, tocmai de la Vișeul de Sus din Maramureș. Un colet, haideți că vreau chiar să mă uit la dată. Să văd de când e trecut prin Sighetul Marmației, e plimbat mult. Oricum, nu mai văd data, dar are cel puțin o lună de zile de când mi-a sosit. E un pachet cu miere. După aia avem un colet de la domnul Cristian Buzilă, USA. Dar pachetul este de la, bineînțeles, din Suceava, din Bucovina. Deci avem aici două sortimente, două pachete cu miere de albine. Unul din Maramureș și unul din Bucovina. Vă dați seama cam ce o să găsim noi aici. Mai avem un colet mare pe care mi l-a trimis George de la magazinul apicultorului. Vom mai discuta și ceva apicultură. Ah, ce să-i faci? Așa e cum spunea Gheorghe Mitrigan. La el s-a auzit drujba, la mine s-a auzit cățeaua. Cuțulina, vină încoace! La mine s-a înstrică filmarea cățeaua, dar nu avem ce face, mergem înainte. Dar nu, mă duc să dau afară, că n-am încotro, că nu ne putem opri. Gata, 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 gata. Am revenit. Scuzați. Sper că poate reușesc să tai această secvență cu cățeaua. Ce să-i faci? Trebuie să avem mereu și peripeții în filmele noastre. M-ai lăsat cu cățeaua aici, Ștefan. În a doua parte a clipului vom discuta și despre apicultură, despre tratamente, că exact înainte să fac filmul făceam tratamente antivaroa la albine. Și a venit o torențială puternică, nu știu dacă a dat și cantitate mare. M-a și ciupit o albine de nas. Dar hai să începem, să deschidem coletul de la domnul Mezeniuc Vasile din Maramureș. Să vedem. Și mai știți că am mai degustat o miere de la domnul Danciu, la fel o miere. Coletul ăsta are și niște peripeții, că nu a fost trimis la Râmnicu Sărat, a fost trimis la Buzău, pentru că e Râmnicu Sărat, județ Buzău. Și bineînțeles că a ajuns la Buzău, județul Buzău. Wow! Wow, ce e aici? Patru sortimente. Ma, astăzi avem zi festivă, zi festivă. Oameni buni, trebuie să ne gândim, să vedem cum facem cu proiectul nostru, să pornim o asociație de protecție a producătorilor interni. Nu pot să cred așa ceva. Miere trandafir sălbatic. Deci nu pot să cred. Ștefane, o să vii tu puțin să dăm miere de tei. Ștefan, să vii să prezinți puțin borcanele cu miere mai aproape. Miere de mană, te rog frumos, ia câte un borcan ca să se vadă, să vezi ce minuni aici. Ce minuni, ce minuni. De la domnul Mezeniu Vasile din Vișeu de Sus. Mamă, ce polifloră închisă. Deci aia e trandafir sălbatic. Bun. Dacă nu poți să rămâi sus. Ăsta e teiul, deci diferite față de la noi. Aoleu, nu pot să cred. Aoleu, ce ne-a trimis aici? O dedicație specială, miere de negruș. Celebra miere de negruș. Miere de negruș. Iar aici, miere de iliușcă. Știu că în zona Maramureșului există miere de iliușcă.
Hai să vreau să încep, numai că acum trebuie să încep cu negrușul și să vă spun de ce cauză. Am mai gustat negruș acum 2 săptămâni de la să-mi fie rușine. Cel cu poliuretanul. Da. A, și ca întotdeauna trebuie să vină pisica la film. A, grama. E diferită față de... Deci, ca bază, să spunem, e la fel. Dar e clar că mai este și altceva în zonă. Ce face diferența, deoarece pe final se simte un gust de nucă verde, un gust senzațional. Senzațional. Vă rog un like pentru domnul Mezeniuc Vasile. Hai să vedem și mirea de ilușcă. Știți că ilușca e o plantă interzisă în România. Că trebuie să scăpăm de ea, că dacă nu câțiva ne vom umple toată țara de ilușca asta. E o miere închisă la culoare. Extrem de parfumată. Deci, m-a rupt în gură. Domnul Vasile... Vișeul de sus, cred că trebuie să vă fac, să vă împing o vizită, nu se poate. Deci nu e adevărat. Deci nu este adevărat. Vișeul de sus, deci nu e adevărat. Prea bun. Ei, acum să vedem trandafirul sălbatic. Deci nu se poate să existe asemenea miere în România. Și să rămână nepromovată. Deci nu e adevărat, nu se poate. Oho, ce groasă e asta. Unică. Deci, Ștefane. Da. Domnul Vasile, domnul Mezeniuc, aveți o miere unică. Unică, deci nu, trebuie promovată mierea asta. Trebuie promovată, e prea bună. Vasile. Trebuie promovată, frate. Și acum, domnul Vasile, deci știți că e acea stupină pusă în amfiteatru. Dar cred că merge și mai avem teiul. Ia să vedem teiul. Sper, adică, ar fi cum ar să fie tei de Dobrogea. Că mai vin domnii din Maramureș. Dar nu e de Dobrogea. Nu e de Dobrogea. Un tei ușor acid. Deci total diferit față de teiul de la noi de aici. Total diferit. Mamă. Deci, domnul Mezeniuc, e clar că cred că la vară nu mai plec la mare, plec în Maramureș. Aoleu. Hei, hai să vedem Bucovina. Cum stă Bucovina? Îndrăgita Bucovina. Bucovina noastră cea iubită. Așa. Un colet foarte frumos făcut. Mamă. A meritat drumul la văzut. Când o să dau și lui Laure să guste. Ia să vedem. Așa, bun.
Vedeți că, deci, că nu e nicio făcătură, nu e nicio aranjare. Ați văzut că în fața voastră desigilez coletele. În fața voastră desigilez coletele, deci, ca să nu existe dubii. Că sunt eu, fac eu nu știu ce. Nu. Mierea. Opa, ia uite ce ambalaj interesant. Ia uite, tata. Niște pungulețe pline cu aer. Mamă. Ia uite, băi, frate, că... Altă invenție. Ce tare. Mamă, și aici avem... Tot la fel. Ia câte probe găsim. Oh, 4 probe și aici. Mamă. Cred că sunteți rudă cu mitică buzilă. Ia să vedem ce găsim noi aici. Ce avem noi aici? Mamă. Ei, na. Opa, surprize. Raw honey. E miere din America. Golden drop. Deci nu pot să cred. O să vi le arăt Ștefan în curând. Ce, da, e cu dop de plută. A, pe toată asta trebuie să facem o sesiune separată, că... Băi, deci, băi, fraților care vă uitați aici, prezentare la miere americană, băi. Băi, oameni buni. Deci, vedeți? Cu totul altceva. Miere din America. Băi, fraților, băi. Golden drop. Spring honey. Proba 1, 2. A, fiți atenți! Că sunt numerotate. Zici că sunt în ambalaje de astea de... Deci pe mine m-a... Deci m-a spart. Oameni buni, deci... Ceva senzațional. Pe niciun canal din România de apicultură nu o să vedeți așa. Uite, Sorwood Honey. Asta mereu care auzi, uite, în sfârșit avem și Sorwood Honey la colecție. Deja rupem cu colecția. Deja, cred că am trecut de 100 de borcane. O să trebuie să-mi dedic o cameră, să fac ceva special pentru colecție, că... Sorwood Honey, proba 3. Ștefane, te rog frumos. Vino, te rog, și mai ajută-mă. Prezintă probele 1 și 2. Uite cum se vinde prezentare de miere United States of America. Dar sunt sortimente diferite, că unul e mai închis la culoare, unul e mai de... Inclusiv sticla este pe spate, ai văzut, este... Și asta este... Vezi, pe spate este ștanțată. Are ștanță pe spate. Ia, prestrești tot așa. Hai să vedem dacă între timp noi putem... Așa. Mamă. Deci nu pot să cred. Ce tare! Ei, Ștefane... Și ceva... Hai că... Iese, bă. Cu dinți. Nu, tati. Deci, proba... Unde-i scris, frate? Care a scris, băi? 2. A, deci asta e proba 1. 2, 3, 4. Proba 1. Proba 1, deschidem. Bem ca pe ce? Ca pe dumpă, ca pe siropul de... Ia uite. Haide, bre. Hai să-mi spun. Bine. Am mai gustat odată, tot o miere de import. Tot o miere de import am mai degustat. Da. Parcă ceva gen iederă. Dar prezentarea este șmecherie, frate, șmecherie. Asta e dedicație și pentru prietenul Daniel Pap din Troy, Michigan. Au, dar ce dulce.
Aoleu. Mamă, care mai făcut? Chestia e că... Aha. Ai capi? Opa, asta e mai subțire. Proba 2. E mai deschisă la culoare. De asta n-am mâncat niciodată din proba 2. Mamă, trebuie să le savorez după aia. Deci este incredibil. Astăzi pentru mine este festival. Festival, domnilor și doamnelor. Deci nu pot să cred așa ceva ce mi-a fost dat să degustui astăzi. Ce privilegiu. Consider că pentru mine este un privilegiu să am acces la asemenea sortimente de miere. Vă mulțumesc, dragilor, vă mulțumesc din suflet. Mai aștept soiuri de miere. Dacă vreți să-mi trimiteți, mă contactați pe Facebook, vă dau adresa. Sourwood Honey. Asta e o plantă care nu e în România. Foarte interesant. Aduce undeva, are și ceva mentolat în ea. Da, deosebit. Aș spune că aduce ceva cu păpădia. Ceva păpădie, plante, ceva cu plante de astea spontane, să le spunem. Iam. Deci prezentarea e berea, berea, fraților. Inclusiv la mijloc o tentă de vanilie. Și ulterior, ușor mentol. Incredibil. Incredibil. Oameni dragi, uite, sper așa să reușim să punem bazele unei asociații de protecție a apicultorului român, practic. Asta, să protejăm apicultorul român. Aoleu, ce bună e! Ce bună, ce bună! Iar în final, ce vreau să vă prezint, George de la magazinul apicultorului mi-a trimis niște piese lipsă din puzzle-ul de la Paradise Honey, de la B-Box-uri. Costă mult de-a face, cum e vorba aia. Costă mult de-a face. Ce vreau să vă zic? Like-ul pe care l-acordați astăzi nu este pentru mine. Like-ul de astăzi este pentru domnul Mezeniuc Vasile și pentru domnul Buzilă. Deci este ceva senzațional ce s-a petrecut astăzi în apicultura Fab Divers. Super, super. Așa. Facem ca mizerie. Ne-au venit pereții. Deci B-box-urile alea pe 6 rame nu au nicio cătare dacă nu au, am scos numai unul, dacă nu au și caturi. Ca ați văzut la Pihaiva avem caturi, iar aici avem de la B-box, avem caturi B-box-urile. Așa cum are, în sfârșit a venit din China, din Finlanda, de unde ar fi venit, caturi de jumătate. Așa. Le vedeți. Scrie pe ele B-Box. Așa. Sunt personalizate. Dar eu vreau să văd altceva dacă
să mă uit că... La... Așa. Partea... E interesant că și partea îngustă au cant pentru diafragmă. Și inclusiv aici, unde vedeți voi, scrie B-box și aici poți să dai o gaură să faci urdiniș. Da, foarte, foarte interesant. Chiar pe aici s-a injectat polistirenul ăsta. Uite, poți să dai una dreapta, una stânga să le faci urdinișe. Deci poți să vii cu diafragmă de sus până jos. Da. Deci... Iar... Ce să-i faci, frate? Ne omoară pasiunea asta apicultura. Ne omoară. O sperii pe Laura. Ce se întâmplă în casă? Ce se aude pe aici? Mi-a invadat puterile centrale. Așa. E, fie numai câte două, intră. Am putut să le bă și cu mâna. Bine, trebuie bătut ele cu ciocanul de plastic. Așa. Stați-vă. Ce ușor și elegant asamblăm aici în fotoliu un corp de B-box. Frumos, elegant. Deci putem veni cu diafragmă până sus, astfel încât să avem un roi 3, jos 3 ramedadant, sus 3 jumătăți. Deci faci un roi baburiba. Să ai 2 roi de ăștia. Unul lângă altul. Când faci despărțirea, despărți ca lumea. Aici e despărțit, da. Foarte. Deci calitate finlandeză, nimic, e mai rigid ca pe hive-urile, mult, mult calitativ, mult mai bun ca pe hive-urile. Acum, spre final de video, țin să vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la canal, ați dat like-uri, am început deja, îmi place că avem un flux mare de comenturi, informații importante. Multă lume se poate afla informații apicole importante și din comenturi. Sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor. Apropo că mă întrebați când deschid pe Sătănel, dacă mâine sâmbătă nu plouă, să reușesc să mă îmbrac, să mă echipez cosmonaut și să umblu la Sătănel, că urmează să-i punem hrănitorul de aur în cap. Oameni buni, Dragoș Gavrilă, Ștefan Gavrilă, vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine, sănătate, fericire!